Bună dimineața, bună dimineața și bine ne-am reîntâlnit, dragi prieteni, la o nouă ediție a matinalului, cea de astăzi, marți 11 august, o zi care se anunță și ea foarte, foarte bună, la bun început, pentru că e fain afară, dar nu știu dacă astăzi sau mâine vom avea, teoretic, conform predicțiilor, maxima aia de 33 de grade. 33 de grade pe naiba, la umbră sau, cum să spun, ascuns pe undeva. Ca așa, la nivel de asfalt, vă jur, la un moment dat ieri mi-a arătat 40 de grade în termometru de la mașină și înclin să-l cred că la nivel de asfalt chiar era mai mult. Dar mașina era în mișcare. Drept pentru care, oricum, încă câteva zile va mai trebui să suferim. Eu cel puțin sufer când e atât de cald. Nu știu alții cum sunt. Dar cel puțin de la o singură persoană în dimineața asta pot afla. E vorba de Florin Cotăs. Bună dimineața! Bună dimineața! Eu nu înțeleg la ce vă așteptați. Nu? Era vechea și celebra deja expresie. Iliescu apare, soarele răsare, are și el un moștenitor. Da, a venit în țară. Deci vă dați seama, nu putem să suportăm consecințele. La moștenitor a răsărit mai devreme, adică înainte de a veni cu vreo două săptămâni. L-a plecat omul în concediu, a zis, domnule, vă las și vouă un pic din lumina și din tot ce vă poate oferi soarele, iar când mă întorc o să vedeți voi. Știi care e chestia care mă enervează? Toată lumea se ia de ponta. Doamne, că e mincinos, că nu știu ce. Dar ele sunt foarte mare adevăr, un mega adevăr. Că l-au luat ăștia. Doamne, merge Caraibe. Că... Și răspunsul a fost că se poate declara un pic mai ieftin decât la Mamaia. Da, am înțeles. Într-adevăr, nu cred că la Mamaia puteți găsi un apartament sub 5400 de dolari, cât e apartamentul de croazieră. Deci nu, găsești, în sensul ăsta, dacă încercăm să facem, să facem comparații în concediul premierului Ponta. Premier care, de altfel, ca cineva care, ca un angajat al statului care se respectă și a luat cele 12 zile de concediu după două concedii medicale, deci face parte clar din... Tipicul... Este exact modelul pe care încearcă să-l prezinte subordonaților săi funcționari din România. Nu? Așa că Dumnezeu să fie și acum. Așa că nu este absolut, absolut nicio problemă din acest punct de vedere. A venit, ne-a anunțat că are în continuare sprijin politic pentru a-și menține funcția, ce înseamnă că a avut un concediu plăcut, cu mari realizări profesionale, în sensul că nu s-au mai gândit cei care aveau posibilitatea să-l demită de acolo. Și a ajuns la concluzia că dumnealui este în continuare cel mai bun pentru funcție, în condițiile în care a și anunțat, de altfel, că nu va mai candida pentru președinția partidului, urmând să-l susțină pe Dragnea, cel care acum nu îl susține pe dumnealui. Da, cu alte cuvinte, susținere reciprocă și o poveste frumoasă de dragoste din această perspectivă. Așa că nu putem decât să ne bucurăm de ultimele raze de soare pe care ni le mai poate oferi această vară minunată, nu? Se apropie Sfânta Maria și așa o să plângem după soare. Da, eu momentan o spun așa cu teamă, că dacă mai ține mult căldura asta, nu știu zău unde ajungem. În primul și în primul rând ar mai trebui puțină ploicică. Dar aici e exact ca în bancul ăla, să nu dăm peste vreo unul când ne adresăm rugăciunile noastre și să înțeleagă la, știți, bancul ăla cu mult aur, nu? Nu știu, dar presupun că da? Tot ce e mult e prea mult la un moment dat. Dacă la asta... Am să încerc să-l povestesc, da. Să mă gândesc cum aș putea prescurta o variantă a bancului. Nu acum, un pic mai încolo, dar din punctul meu de vedere e genial pentru ăștia un pic mai tăricei de ureche. Așa că un pic o ploicică pe aici pe acolo era anunțată pe undeva pe un joi, pe un vineri, nu mai țin minte exact. Dar fi tare bine, barem, în mod special pentru cei din agricultură, care clar vor întâmpina dificultăți majore din punctul ăsta de vedere. Adevărul că dacă după o perioadă de caniculă ar urma o perioadă cu ploi și cu inundații, da, chiar ar fi o problemă foarte mare, mai ales pentru zona noastră care a fost obișnuită cu asemenea cicluri de secetă, inundații. Din fericire s-au mai făcut oarece lucrări, cel puțin de amenajarea râului Suceava și măcar în zona aia sper să nu mai fie probleme, dar Doamne ferește, au fost situații destul de grele. Da, văd că o reacție din punctul ăsta de vedere am avut aici la Suceava, procesiune cu racla cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou și rugăciune pentru ploaie.
Am citit deschiderea asta și după aia m-am uitat la fotografia cu Steleana Miron. Și a plouat. Păi nu știu, stai, nu știu dacă au făcut-o sau au fost purtate duminică seara într-o procesiune pe străzile Sucevei. N-am văzut. Peste 1000, dar am auzit în schimb ieri dimineață, trăgând clopotele, am fugit repede la calendar să văd, e sărbătoare, să știu, nu tai, nu cos, nu. Deja în materie de clopotă, vă rog frumos, eu nu mai aud nimic. V-am spus, stau de... Da, mi-ai zis, e tare asta. Stau foarte aproape de catedrală, cea mai tare catedrală, cea mai mare, nu? Am înțeles. Cea mai mare catedrală din provincie, nu? Așa. Da, Bacău, din ce am înțeles, da, greșesc, repet, Bacău e mai mare la amprenta, noastră e mai mare la înălțime. Da, păi e mai aproape de Doamne, deci... Clar că a noastră e mai mare, știi, ca tot la bancă, știi, dar noastră e mai bună, mai frumoasă, e mai așa. Da. Da? Acum, calendarul, chiar la un moment dat ar trebui făcut un curs pentru prostime, pentru cei care, ca mine, spre exemplu. Nu-i mai, da? Nu-i mai simplu o aplicație pe telefon. În care nu o să știm și semnalul și codul. Da. Nu, banga, langa, langa, danga, la pășune acum sună, iaca. Sună, n-a sfințit talanga. Așa. Aia e altă... În alt domeniu. Oricum, și la Suceava se simțea nevoia unei procesiuni pentru a cere un pic de ploaie. Altfel, am fi rămas cu mult în urma colegilor, prietenilor noștri la Botoșan și Vaslui, care înțeleg că de luni de zile îi dau în continuare cu asemenea, să spunem, cereri sau cum, nu procesiuni? Știu. Ca să respectăm termenul. Nu, atât procesiune, cât e vorba despre o relație cu divinitatea, nu? În sensul ăsta, procesiunea nu e altceva decât o formă de a atrage atenția divinității la problemele lor pământene. Da. Da? Și ar fi fost păcat, vă dați seama ce s-ar fi întâmplat cu Moldova asta noastră dacă la noi în Suceava am fi avut un sistem de irigații. Da. Ce se mai întâmpla? Care mai era rostul catedralei? Care mai era rostul Sfintelor Moaște? Și așa mai departe. Dar, oricum, a dat Dumnezeu și nu avem nici noi sistem de irigație, așa că totul e în regulă. Peste 1000 de credincioși și 80 de preoți în frunte cu înalt preasfinția Sapimen au însoțit racla cu Sfintele Moaște în această procesiune pentru a atrage ploaia. Uite că n-au prea reușit să... N-a prea avut efectul scontat, ca să să fim așa în același timp. Poate au și ei unele păcate încă de acolo, nu? Băi, 1000 plus 80, nu? În sunet de toacă, preoți și mireni au ieșit cu speranța că seceta prelungită se va sfârși. Așa termină Tiberiu Cosovan. Alaiul cu racla și maștele Sfântului Ioan cel Nou au parcurs apoi drumul înapoi până în curtea mănăstirii. Arată cum s-au plimbat și așa. Articolul semnat de Tiberiu Cosovan. Însă, dracu își bagă coada. Articolul de imediat de dedesubt. Așa. Nesemnat. Nesemnat. Deci asta e, da. Deci ți-am zis, dracu își bagă coada. Deci pe lângă pies oamenii, 1000, bă, cu preoți în față, 80, plus în altă răsfinția sa în față, da? Și dedesubt, vă spun, dracu își bagă coada. Valul de căldură se va intensifica? Vedeți? Vedeți, eu v-am spus, numai niște păcate trebuie să fie undeva pe acolo, prin mulțimea aia de acolo. Nu se poate altfel. Vă dați seama? Oare 1000 de oameni, dacă îi puneam să încerce să facă o instalație de irigare. Să începem autostrada Suceava-București. Da. Fiecare cu un hârleț muncește 5 minute. Îți spun eu clar că în 5 de ani terminăm autostrada asta. Cu prima în față sau în spate? Cum? Da. Înțelegem exact despre ce... nu v-am putea. No, avem... intrăm într-o anumită zonă de ipocrizie care ne place, ne convine și există, din nefericire, există un public destul de larg pentru această problemă. Da, măcar asta să mai facem. Mișto. Da, 1000 de oameni care să vină să se roage, să vină ploaie, ce-am mai trebuit? Vă spun, aceștia 1000 de oameni, dacă erau cu stropitoarea în mână, rezolvau problema mai repede decât ar sta să aștepte ceva de la divinitate. Pentru că sunt convins că divinitatea le-a dat măcar stropitoarea. Da. Da, și apa la acet, dacă nu în altă parte. E, apa la acet, imediat citim. Imediat avem, da? Dar este apa la acet, dar ce tu, credeți? Itu, adică indicele de temperatură umezeală, va depăși local pragul critic de 80 de unități a disconfortului. Deci pe lângă faptul că e și mai cald, e și mai nasol. Da. Mai e o procesiune, mai e o așa și rezolvăm problema.
miercuri vremea va fi caniculară, de ce azi ca azi, miercuri vremea va fi ca naiba, ce mai, disconfortul termic va fi accentuat, temperaturile între 30-38 de grade Celsius. Na. Na. Asta. Deci acum să ne hotărâm, ca să putem trage o concluzie, să ne hotărâm de unde ni se trage, de la Ponta care s-a întors din concediu, de la Piment că a primit în procesiune și niște păcătoși. Eu zic să nu tragem concluzia, noi trebuie să expunem variantele și la urmă facem un chestionar. Nu, și concluzia e clară, afară e cald. Afară e cald, asta e concluzia. Okay. Motivul putem apropo, da. Apropo de apă, da. Apropo de multă apă, dacă vorbești de apă, de acet vorbești. Asta este cât se poate de clar. Obiectivul de astăzi ne spune foarte, da, nu așa, foarte clar că imaginea proprie este mai importantă pentru directorul acet decât conductele sparte din oraș. Am citești titlul, te gândești, domne, l-o fi supărat cu ceva pe Neculai Roșca, l-o fi supărat Ștefan Groza. Da, citind articolul, îți dai seama că nu e vorba doar de o simplă supărare. Directorul Ștefan Groza la CET reproșează că presa se ocupă de nimicuri. De ce? Pentru că ieri dimineață colegii de la Obiectiv l-au sunat și au încercat să afle mai multe detalii despre un hidrant din fața Colegiului Național Ștefan cel Mare, care ieri dimineață s-a transformat într-un geyser. Nu știu dacă e geyser, dar măcar fântâna arteziană tot era. Da? Bun. Zic de ce geyser, pentru că nu cred că era apă caldă. Pentru că eu n-am cunoștință să mai se furnizează în Suceava apă caldă și nu știu eu. Da? Unde? Tu ai boiler, mă. De-aia e apă caldă, nu? Vine apă caldă de undeva, de la așa, da? Am înțeles de ieri că a fost o înțelegere și cel puțin săptămâna asta, până mai dă primăria niște bani săptămâna asta. Am înțeles, am înțeles. Dar stai când dat-i comandamentul la ora 8. Dar în fine, deci e posibil să fie geyser, că dacă nu era doar așa o fântână arteziană. Dacă era geyser, nu mai era problema a domnului Groza. De ce nu? Pentru că el nu se ocupă de doar de apă rece, apă caldă, el doar de apă rece. Am înțeles. Bun. Deci, oricum, în momentul în care l-au sunat colegii de la... Bă, dar era hidrant. Adică, era un hidrant. Da. În momentul în care au sunat colegii la Obiectiv, ce-aia, bă, vă ocupați de nimicuri de-astea? Stai mai așa o leacă, adică te sun să te întrebi o problemă, da? Am cunoștință că, mătăluțe, ești șeful mare. În calitate de șeful mare îmi spui, imediat soluționez, veți primi un comunicat... Sau, luați legătura, vă rog frumos, cu directorul cutare, da? Bun, directorul de hidrante. Partea de comunicare publică, dacă doriți, din partea acetului, a suferit în ultima perioadă. Trebuie să recunoaștem toți cei care, într-un fel sau altul, trebuie să povestim în spațiu public despre ce se întâmplă acolo. Acum, ușoara superioritate pe care și în acest caz domnul Groza a arătat-o în relația cu niște jurnaliști care, din punctul meu, sunt acolo niște fătuci, chiar povestește acolo, aruncat niște fătuci și niște așa, care se ocupă de nimicuri. Domnul Groza, cu părere de rău, dar pe noi, cei mici, ne afectează lucrurile astea mărunte. Când vezi cum curge apa la hidrantul din fața apartamentului tău, te gândești cine o va plăti. Într-adevăr, pentru dumneavoastră care aveți bugete de milioane și milioane de euro, este un nimic apa pierdută acolo. Dar pentru noi, cei care adunăm de la leafă la leafă câțiva bănuți ca să fim cu factura la zi la dumneavoastră, s-ar putea să avem o problemă. Dar asta este, așa este soarta unora dintre noi. Sunt ca mulți alții victime ale dărniciei lui Dumnezeu și atunci uităm ce se întâmplă cu cei din jurul nostru. Și mai ales de unde am plecat. Da, în fine, pe lângă deranjul ăsta, pe lângă apa pierdută, când te uiți prin comparație sau prin ceea vorba ce spuneam de mai devreme... Și mai contează de... apa sau nu, e vorba de atitudinea cu care privești lucrurile și cei pentru care lucrezi. Asta deranjează cel mai mult. Dar în momentul în care spui, doar o greșeală se poate întâmpla și noi greșim des, poate mai des decât mulți alții. Dar în momentul în care îți privești greșeala în față și spui, bă, am greșit, hai să reparăm, hai să vedem despre ce este vorba. Dar în momentul în care încerci să ai o soluție pozitivă, să rezolvi pozitiv o problemă, da. Să vadă lumea măcar că vrei. Da, încercă, mai era o problemă la dispoziția. De fapt, el este plătit și el este adus acolo de Consiliul Local Suceava, pentru că, la urmă, este reprezentantul Consiliului Local Suceava.
Da? Acetul este... Acetul este o societate a Consiliului Local Suceava. Majoritate în Acet, peste 60%. Dar mai au și alte... Are și 21%, cu toate că îi administrează apa orașului. A fost acolo... Da, deci 60% din acțiunile la acest sunt ale Consiliului Local Suceava. Deci Consiliul Local Suceava te-a pus acolo ca să rezolvi problemele sucevenilor. Nu să-i cerți, nu să faci analiza angajaților ziarelor din așa, nu să dai calificative ziarelor toate sfârșituri și așa mai departe. Într-adevăr, în situații de genul ăsta, eu îl înțeleg pe domnul Nicolae Roșca. Nici mie nu mi-ar place ca cineva să mă sună, să mă certe că am îndrăznit să-mi fac meseria. Da, odată e complicat lucrul ăsta și trebuie bineînțeles. Doi, ce să mai vorbim la deal la vale? E apă pierdută care până la urmă o plătește cineva din pix, așa cum s-a obișnuit mulți să o rezolve, e pur și simplu deranjant pentru noi, amărăștenii de rând. Și normal că de fiecare dată ne irită când vedem acest lucru. Lipsa de reacție sau reacție proastă chiar iarăși deranjează foarte mult. Apa aia care până la urmă e pierdută, dă voie să o spun pe mod, adică când o vezi că sau când îți dai seama că ar putea fi folosită, eu spun acum, am mai spus, unii oameni văd că merg pe aceeași idee pe care am și eu. Apa asta pe care acum o flândurim așa, în câțiva ani de zile va fi foarte, foarte prețioasă. Eu nu înțeleg de ce avem reacția asta tălâmbă. Pentru că avem. Pentru că este apă. Pentru că este apă. De asta avem. Dacă nu am avea și ar fi destul de greu să procurăm apa, am avea altă atitudine în relația cu apa și cu cei care administrează apa. Acum, dacă ne referim tot la ceea ce a scris domnul Roșca, eu găsesc că vina principală la escaladarea, pentru că noi am ajuns la o escaladare a asemenea situații, o are primarul de Suceava, Ioan Lungu. Pentru că de fiecare dată când au fost probleme sau a încercat să semnaleze ceva din zona aia, primarul Lungu a fost cel pe post de paratrăsnet. El a venit în față, a preluat toate problemele și a dat el răspunsuri, protejând într-un fel sau altul această societate. Cum se întâmplă și acum de altfel. Peste câteva minute vom da în direct vom prezenta comandamentul de lucru de la primăria Suceava, unde primarul Lungu sau cei din primărie vor face același lucru. Vor discuta de fapt despre problemele ACET. ACET este societatea care ar trebui să coordoneze toate lucrările Pfeiffer. Primăria, cu biciu pe ei. Primăria este doar un beneficiar. Nu are absolut, dar absolut nicio posibilitate contractuală ca să intervină în activitatea celor de la Pfeiffer. Singurii care ar trebui într-adevăr să-și facă treaba așa cum trebuie sunt cei de la ACET. Și aici poate, domnul Gros, poate este un subiect mai nu la fel de mic așa cum de banal pentru dumneavoastră. Situația cu Pfeiffer-ul în tot județul, nu numai aici. Dar poate vă ocupați un pic și de Pfeiffer. Vedeți, n-am spus absolut nimic de rădăuți. Dacă ar fi trebuit să spun ceva despre Rădăuți, ne-am fi dus aminte, spre exemplu, despre o conductă montată în centrul Rădăuților în contrapantă, sub supravegherea specialiștilor de la ACET. O fi un subiect suficient de important pentru dumneavoastră, domnul Groza? Nu știu, cineva va trebui să plătească factura și acolo la Rădăuți. Dar înțeleg că dacă vă veți schimba sediul și veți mai cheltui un milion, cât milioane de euro vrea să cheltuie pentru un nou sediu? Bă, nici nu știu. Stai, că m-ai blocat. Da, unde? 5 sau 6 luni în urmă am avut știre, tot ascuns undeva printr-un ziar, în care domnul Groza povestea că sediul în care activează ACET în acest moment nu mai răspunde nevoilor, nu mai corespunde importanței acestei societăți și au nevoie de un sediu nou. Și s-ar putea, din câte știu, este subiect de actualitate. Ar dori să se mute de acolo. Da. Da, și vorbim despre milioane de euro. S-a mutat? Se mută? Când? Da. Înseamnă că au ajuns la concluzia că nu trebuie să-și construiască, au găsit un sediu bun. Da? Nu e subiectul meu. Da, sunt lucruri care deranjează. Despre asta vorbim, de fapt. Sunt lucruri care deranjează în condițiile în care lucrează exclusiv cu banii populației. Da, mai au ceva bani europeni. De-aia, până la urmă... Dar stați puțin, banii europeni, când spuneți că banii europeni, parcă ar fi venit de undeva de la Cusut, cu urac România plătește contribuții. Urac la domnului Pimen, nu? Da. De acolo au venit. Nu. Deci tot România plătește contribuții pentru treaba. Da, lucrul ăsta se poate clar. Nu înțeleg de ce tot l-am... L-am preluat și eu. Da, l-am preluat și eu. Asta e că se poate declara.
domne, fonduri europene, oricum pare așa, da, România are o contribuție importantă la bugetul Uniunii Europene, astfel încât nu știu dacă se justifică atât lăudarea asta. Cred că dacă ne-am gestionat noi bine fiecare lăuț, tot ar fi mult mai în regulă. Văd că se așează consistent omuleții acolo. E și domnul ăla, sau nu-i domnul ăla. Da, mai avem vreo 5 minute, am înțeles că la ora 8 fix este programată intrarea în ședință. Mai povestim până atunci. Am văzut încă deocamdată pe nimeni de la Victor Construct, ei ar fi fost mai în fața acolo, domnii de la Botoșani. Încep să, probabil ajung și cei de la Victor Construct, care au câteva realizări de marcă în Suceava în ultima perioadă, dincolo de faptul că au contestat licitația de la spital, de la UPU, cu riscul de a se pierde niște bani de acolo. Am văzut că se pricep la paveluțe și ușor ați văzut pe Mărășești, ați urcat pe Mărășești în ultima... Am urcat, eu nu știu ce se întâmplă, adică... Trotuarele, am văzut paveluțe pun stânga-dreapta trotuarele. S-au mișcat relativ repede cu bordurile alea. Ce mă disperă pe mine e că acolo s-au efectuat niște lucrări, da? Deci toată strada aia, toată străduța de la Mărășești, de la catedrală până la policlinică, au tot fost efectuate lucrări de către specialiști de ăștia. De la... Subcoordonarea înțeleaptă. Subcoordonarea măreață a acetului. De specialitate. Spun pentru că trec pe acolo. De asta am trebuit. Și destul de des. Și tu treci, da? Cu notul, cu chestii de alea, da? Bun. Cel puțin, deci, înainte de trecerea de pietoni, eu spun și punctual, înainte de trecerea de pietoni, s-a efectuat la un moment dat o lucrare. Ei, odată la nu știu cât timp ăștia mai pun o roabă de pietriș acolo. E că dacă tot se surpă de desubt, eu nu-mi dau seama ce poate fi până la capăt, nu? Adică, băi, terminați de reparat acolo. Vreau doar să spun că nu e obligatoriu să știi să înnoți ca să poți trece strada Mărășești, că sunt și momente când... Aici discutăm de următoarea chestiune. Copilul tău e campion la not. Și se descurcă, deci se descurcă să treacă acolo. Da. Cei de la ACET au inventat un termen. Chiar am povestea cineva de la Radu zilele trecute, care se numește tasare natural. Tot ce au ei lucrări făcute acolo, în mod normal, ar trebui să se taseze acolo pământul, da? Ca să se ajungă la un anumit nivel și apoi să se asfalteze, să se aducă la forma inițială. Au inventat termenul tasare natural, adică eu, dumneavoastră, cine, tot șoferii, da. Da? Care trecem pe acolo, tasăm natural, făcând economii în cadrul acestui program. Da, adică nu mai sunt obligați să pună piatră concasată, sort mărunt. Ba, asta ar trebui, că altfel nu ar mai fi, ar trebui, dar nu, să nu mai taseze. Da? Ar trebui acolo să stea cineva cu un utilaj să taseze. Vii cu sortul, pa, tasăm și așa mai departe, până ce ajungem la nivel. Da. Dar ei au ajuns la concluzia că e mai ieftin să folosească tasarea naturală, astfel încât și... Ce e și mai bună. Nu știu dacă e mai bună sau nu, n-am auzit termenul mai bun. Eu am auzit termenul mai bun. Dacă e mai bună, ok, o fi mai bună. În schimb, cei mai bucuroși din zona noastră pentru asemenea lucrare sunt proprietari de servisuri auto. Cel puțin servisul auto la care îmi fac eu reparații își freacă mânuțele de fiecare dată. Tot la Suceava stai, tot la Rădăuț, nu mă-l văd așa. Când mai treci pe la mine? Nu știu, o să vedem când și tasăm. Sun eu pe când termină lucrarea de tasare. Mai am de tasat un pic pe serpentine, mai am de tasat un pic în față la școala 3. Tot mai tasez râdem, natural. Râdem noi, dar... De noi râdem. De noi râdem. Asta da, facem. Da. Dar ce vrei să fac, să plâng? Nu, de noi râdem. Că asta... În rest... Ce semn îmi faci? Sau cum spargi geamul când intră? Ce se intră? A intrat HD-ul. Ok. Să-mi faci cumva un semn, o ceva când ne pregătim. Când intrăm în direct, când apar toate personajele importante pentru comandament. Domnul i-a tot cocoloșit. Ăsta e termenul. Într-adevăr, este societatea Sucevei a municipiului Suceava, nu e a județului. Deci acesta este a Consiliului Local Suceava și noi cei de la Rădăuți la un moment dat chiar admiram soluția găsită de domnul Lungu de rentabiliza această societate, pentru că toate societățile de apă au în fiecare oraș au tot felul de probleme. În momentul în care au transformat această societate în operator regional, practic Suceava și-a rezolvat problema cu acetul. Da, pentru că și-a externalizat de fapt problema. Da, a răspândit-o la toate localitățile care beneficiază de aceea. Când ai o problemă, nu te chinuiești cu rezolvul, dă-i altuia.
Așa. Și în schimb, a păstrat domnul Lungu aceeași meteahnă de a veni în fața sucevenilor și a asuma problemele pe care le are frecvent, de altfel, acetul. Și de aici, probabil, la un moment dat, cineva s-a crezut mai important decât cel care, decât tătucul, ca să-i spunem, decât proprietarul societății, în final. Să nu uităm, consilierii locale ai Sucevei sunt proprietarii acestei societăți. Ei sunt acționarul majoritar al societății. De asta, și la un moment dat, domnul Groza va trebui să le explice și acestor oameni de ce are atitudinea pe care o are, atât față de comunitate, cât față de cei cu care are tot felul de relații. Dar tocmai a apărut viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovski, viceprimarul cu atribuțiuni de primar în această perioadă, cât Ion Lungu este în concediu. Comandamentul, revenim. Să mai trecem în revistă ceea ce se întâmplă și, bineînțeles, să încercăm să rezolvăm un bine. Haideți să începem pentru prima dată, astăzi, cu prietenii mei la Pfizer, care întotdeauna îi ținem din loc aici și stau ultimii. Cum merg lucrurile de mondial? Merg. Da, bucur. Asta spuneți din asta, nu spun ce fie. Hai, să luăm la rând, așa. Stațiuni. Lucrăm la niște branșamente. Victorii, astăzi facem probele pe partea care merge spre Sfântul Ilie. Mâine începem aducerea asta reințială pe bucata care nu i-a ascultat. Da. Am zis. Nu m-ați deranjat. Da. Măguri. Lucrăm niște branșamente pe conducta de 160 în spatele blocului F14. Platoului s-a terminat partea de apă, partea de canalizare, mai veni făcut niște branșamente, vreo 5 branșamente. Aici aveți termen 28. Da, se termină. Tipografie. Lucrăm la branșamente. Ionizie Paran. Se lucrează la canalizare, mai avem vreo 20 de metri de canalizare, după aia trebuie să montăm conducta de apă care am făcut provizoratul la ea. 88,89%. Da, dar v-am zis, după ce se termină canalizarea, trebuie montat conducta de apă înapoi, care am scos-o. Severin Prokopovici. Severin Prokopovici, am terminat, v-am zis, mai avem de echipat un cămin de vani. Deci îmi spune 0% cămine, branșament, racol. Dar n-am avut branșament. Dar n-are branșament. Nu, numai un cămin de vani. Nu am avut, în contract n-am avut branșament. Cămin de vani. Și bineînțeles, aducea terenul ăsta inițială 0%. Gheorghe Doja. Gheorghe Doja se lucrează la branșament. Știți discuția asta? Da, astăzi. Astăzi, Doja, știu. Alea trei. Până mâine. Nu, astăzi le facem. Ce? Am vorbit, dar astăzi... Sunt așa indulgenți, da, nu, nu, dar v-am zis. Vorbim de acele refaceri în carosare. Alea trei, da. Trei refaceri în nou carosare care a fost pus de către primăria municipiului pe forții proprii, pe banii sucevenilor. Aveți termen de refacere? Eu vă dau până mâine, că așa se mai indulgem. Dar dacă nu, pentru fiecare, aveți trei în asfalt, pentru fiecare 5.000 de lei. Asta știți, vă spun de azi, mâine verificăm. Dar dacă faceți șase, foarte bine. Am stat și cu domnul Groza la CET special pentru acest lucru. Știți, dumneavoastră vă rog frumos să vă țineți de cuvânt și să refaceți aceste treceri, aceste branșamente. Curtea domnească se lucrează la branșamente. Sper săptămâna aceasta să termin cu branșamentele, să mă apuc de cămine de vani. Am trei cămine de vani. Curtea domnească, știți că avem noi lucrările în zonă. Da, nu, v-am zis. Curtea domnească trecut aici, e vorba și de Horea Cloșca și Peșan. Și inclusiv parcarea. Această stradă la care lucrăm noi, noua parcare modernizată de la Piața Mare. Da. N-am mai consumat tonerul să printez niște fotografii. Vedeți că aveți niște cămini puse care deja sunt spate, când le-ați spus, au petit și băieții cu fiară pe telefon, fără nicio problemă. Blocurile de beton sunt crăpate. Sunt crăpate și sunt așa date cu mâzgăleală, ca să nu se vadă. Pe oară de mine. Deci când terminăm aici cu Gheorghe Doja, 38 ani încădrați? Da. Rugămintea este să vă axați într-un moment pe Horea Cloșca și Peșan ca să ieșim din zona respectivă. Sunt doi construcții de deja în zonă și vine și al treia cu asfaltul, dacă nu ne mișcăm. Nu, v-am zis, partea de branșamente le termin săptămâna aceasta. Mai am trei cămine de vani care le încep, cred că vineri o să încep cămine de vani. Cetății s-a finalizat partea de conduct, se lucrează la un cămin de vani. Cum stăm cu superba stradă de acolo, care trebuie să o cândva
Care subiect? Izvoarele cetății. Izvoarele cetății, nu știu, încă suntem în negocieri, partea financiară. Nu ne-am ajuns la... Da, da, dar pot, da, și noastră ne-am spus că v-a bucat. Știu, dar... Cum ați înțeles la bani? Exact. Azi, în ultima rundă, de discuții. Asta e ultima rundă? Asta, da. Bun. Balade? Balade, mai avem de făcut 5 racorduri. Unde am pe Balade, am stat cu noastră personal și am pus legătură cu oamenii din zonă care au venit nemulțumiți că le-a dispărut în canal colectiv. Din două, un singur s-a făcut. Acum, nu am făcut niciun racord acolo, nu știu, v-am spus, am fost acolo. La 7:30 am stat la telefon și mi-au spus că nu s-a modificat nimic față de altă trecută. Păi n-am, v-am spus, încă n-am făcut niciun racord acolo. Din două cămini au fost anulate prin înțepătură. Unu, vă spun un lucru și vă rog să fiți foarte atenți, știți din ce spun oamenii. Da. Iau praful cu lingura din casă. Aveți acele grămezi de pământ și de nisip. Mi-au spus clar, eu nu am reușit să ajung cu fiecare zi pe acolo. Într-adevăr, seara când vin de la muncă, mai văd că mai lipsește pe o cucă din nisip. Dar nu se vede lucrându-se acolo, dumneavoastră aveți în zonă. Aveți termen 38, înseamnă încă 20 de zile. Să nu fie probleme cu acea țeavă, mai ales că aveți niște constructori acolo care vorbesc cu oamenii, că la voi și ce veniți, sunteți foarte pretențioși. Dar nu-i treaba mea să fac... sau să... îi pun cei 7 ani de acasă constructorului, dar cred că e bine că odată ce lucrează în interesul sucevenilor să vorbească frumos și să le explice oamenilor. S-ar putea oamenii să n-ai dreptate fiecare dată, că nu sunt specialiști. Dar dacă stai de vorbă, poți rezolva anumite lucruri. Pe Balade, aveți odată de refăcut, că mai aveți făcut acele branșamente la blocuri, dar vă rog mai luați o mătură și mai mergeți și mai măturați și să am prăștia pe acolo. Asta e ca o rugăminte. Dacă o vreți bine, dacă nu, mătură mai pe banii noastre. Era pe Porumbescu. Se lucrează la partea de conductă principală, la apă și la canalizare. Aici era pe Porumbescu, aveți termen exact când se lucrează la 30 ani. E adâncime mare. Lucrăm la 3 metri jumătate, terenul este instabil, se montează câte 6 metri pe zi. Calea 8 în Vasile Grecu, trecem deja la ceea ce am spus și apreciez faptul că ați spus aici pe grafic și lucrările care nu le-ați început deja, da? Da. Mai aveți calea 8 în Bibi și ce vine, Vasile Grecu, la covorări în cheia pe partea stângă? V-am spus, ieri au venit conducta principală, astăzi ne vin căminele, mâine ar trebui să ajungă racordurile și de luni zic încep de luni. Această stradă va fi spartă pe sensul de urcare. De urcare, da, da, da. Trebuie să spunem sucevenilor până la urmă că ne chinim înainte Paște cu această stradă, am încercat în timp trotuar, dar sunt foarte multe alte utilități și nu putem lucra pe trotuar, vom lucra pe stradă, dar sper eu ca mult mai bine cum se întâmplă în municipiul Suceava, că și calul e foarte important de acces. De aia nici nu început când nu am toate materialele, ca să nu ne mai încurcăm, știți, să stăie acolo. Așa ar fi toate, la toate materialele. Acum, le au toate și încep. La toate ar trebui să aibă materiale și de-aia aia trebuie să sparsi pe coneți. Alea Venus, n-aveți încă termen, nu? Nu. Narciselor, Alexandru cel Bun, Samuel Isopescu. E vorba de un raport prin spațiul verde? No, nu, nu, nu. Alexandru cel Bun, v-am spus, se continuă cu tipografie. În momentul în care terminăm tipografie, continuăm cu Alexandru cel Bun, care merge spre Samuel Isopescu. Bistrițe începe luni. Vedeți că nu e pe Bistrițe, știu. Că știți că am pus asfalt în zone în baza ce a spus dumneavoastră. Da. Doamne ferești să fie nevoie să spală. Nu, v-am spus, noi avem conductă, plecăm de la Fântâna Albă și o inelăm cu strada viitorului. Aici, metropolie, avem acel raport în intersecție de făcut, nu? Metropolie de la Ion Vodă Viteazul până sus, în Ana Ivătescu, care mergem pe spațiu verde, nu intrăm în carosabil. Și se face după ce se termine Grigore Vindereu. Asta e în funcție de echipele noastre. Nu, dar așa le avem programate. Amurgului încă nu am început-o. După ce se termine strada Baladei, se pune echipa de pe Baladei, se mută pe Amurgului. Aleia Jupiter și Gheorghe Vindereu. Aleia Jupiter am început ieri, da, am început să tăiem. Da. Și Gheorghe Vindereu, 7. Da, dar e conducta principală montată pe Vindereu, mai avem de făcut niște cuplări. Bun, ați scăpat primii. Rugămintea este următoarea. Gheorghe Doja, care este rând până mâine. Mare atenție la Balade, nu punctual, că asta e situația. Dacă am putea la toate, știu și noi cu ce masă lucrăm cu cei de constructor și unde sunt probleme, trebuie rezolvate. Către dirigentele de șantier, v-am spus, în zona Baladei se face această lucrare pentru ce vinte de bocurile lor se înainte în case, datorită faptului că conducta era mai sus decât canalizarea blocului, să avem grijă să
odată ce se face această lucrare, să fie cum trebuie. Pentru că este un miros urât în zonă. Nu, scolmatate, sunt fundate conductele, noi că-i... Două cămini din care nu dispărut. Dar nu a dispărut, noi am respectat un proiect, eu știu, am avut un proiect. Eu v-am spus, nu întotdeauna oamenii au dreptate, oamenii văd când ceva se modifică și ne anunță. Dacă dumneavoastră veți face lucrurile de calitate și la urmă va fi bine, asta e de-a. Mulțumesc! Dar acum acasă nu mai ține aici să mergeți la domnul, că aveți foarte mult. Deci e un sportiv. Da. Vezi? Dar se toate ce o Ștefan cel Mare, da? De ce? Aveți o confirmare pentru livrarea coborului? Sau? Încă nu. L-ați comandat? Da, nu este comandat. Rugăminte, cu specialiștii noștri în primărie, luați legătura cu domnul Burac, care sunteți în contact, să avem aceste date concrete pentru a ști că ne încadrăm finalizate. Da. Deci este comandat și pentru cel mic și pentru terenul mare? Sigur, sigur, și avem promisiuni că poate în prima jumătate a lui septembrie să fie terenul din Hambal. Asta e, prioritatea noastră este terenul din Hambal, care este în incinta complexului. Exact. Eu lucrez la prejmuire. Acum am montat o stâlpe, poate săptămâna viitoare la un mercuri l-am și i-am pus plața și... Așteptați. Astfel, gazonul și scaune. Scaune avem promisiunea că vin până la sfârșitul lunii ăștia. Racordul termic, electric și gaz. Poate. Nu numai țevii trase, și racordul. Și racordul. La electric avem promisiunea că poate săptămâna asta se montează firida generală pentru lucrarea noastră și se face și racordul la asta. Deci autorizații sunt, nu mai trebuie să înceapă. Asta o facem cu un subcontractant care a promis că de joi, vineri, noi nu suntem subcontractanții, vorbim cu dumneavoastră, puneți termene ferme să face aceste racorduri. Atât la termic, electric și gaz. Deci sfârșitul lunește. Ce am spus și data trecută, la toate merg binișor, la cantinul la execuție. Nu știu, ați slăbit ritmul. Ați slăbit ritmul, destul de încerci fără progres. Pe exterior, la fațada, acolo este treaba de 3-4. Eu vorbesc de interior. Interiorul deja se lucrează la șlefii, ghetul, se pregătește pentru bar la vapel. Acolo ar mai fi, eu știu, 3 săptămâni. Încercăm la sfârșitul lunii august finalizat. Atenție mare, urmează dotări, mă refer la sanitare, special. Da? De calitate și montate cum trebuie. Categoric. Cum a spus asta, supermarketurile sau aceste magazine de profil au aceste materiale în belșug. Dar trebuie și plătit și trebuie rate de calitate. Sigur, dar trebuie să fim plătiți și noi. Sunteți plătiți, cum nu sunteți plătiți? Urmea, sunteți plătiți. Deci, o factură a fost achitată bine de 260.000, care era partea primăriei. În urmare, ați mai primit ceva, nu cred că suntem în restanție la dumneavoastră. Bun, mulțumesc încă o dată. Mare atenție la următorul comandament. Să vedem exact termenul. Vă rog, vreau să țineți legătura cu domnul Dura, care se ocupă de proiect de implementare a lui, că sunt fonduri europene până la urmă, și la acest material de joc. Cazon, este ales, deci. Este ales, nu, noi treaba noastră să alegem, ce e important să știm și noi, pentru că până la urmă, după ce se montează, ok, unde am și noi. Mulțumesc! Colegiul Național și te facem mare. Cum merg? Bine. Bine, am început să montez structuria de aluminiu, partea de spate. Am început cu creția și faianța, la finisaje. Lucrez la incendiu, apă rece, apă caldă, așa. Sala de ventilație, tot pus la instalații de electrice, podul de cap este făcut în totalitate, cablul trebuie să repune înainte de a începe tavanii false, dar mai am și ca să încep tavanii false, mai am de lucru la incendiu, la semnalizare, sunt o grămadă de lucruri. Aceea lucru ca și colegii dumneavoastră care au crezut la un liceu. Atenție la calitatea lucrărilor și, bineînțeles, la dotări care urmează. Dar iar aveți dimontat anumite lucruri care trebuie să fie calitate. Nu prea sunt... Nu prea sunt calitate? Spuneți. Nu sunt instalații sanitare, obiecte sanitare, clare, sunt calitate care sunt în comență. Nu mai sunt. Nu. Aici o putem contrazice mulți. Bun.
Încă o dată, părerea mea și dumneavoastră trebuie să mă convingeți că nu e așa, se lucrează flot din cer și nu încadrăm la 15 septembrie. Nu ne încadrăm. Aia înseamnă că vezi, nu mă chinuiți să mă convingeți. Nu, nu, dar eu... Poate îi dă Dumnezeu și face inaugurarea acolo. Ce vreți să facă inaugurarea? Nu inaugurarea, deschiderea anului școlar. Păi, 15 septembrie. Hai, faceți un efort până la urmă pentru copii. Facem și să înceapă cum trebuie să nu meargă prin moros, șantier. Scăpăm de exterioare total. Sala și gimnastică, dăm un lat și blogos în totalitate. Am două sări, una mic, una mare, care dau sus. Am terminat în sacile astea, îți dau bară și o uscată. Și cu polvos. Deci de-aia scăp și exterior, am avea canalizare, și raport termic, care se face la centrala propria lor, raportul termic. 15 septembrie. Încadrați-vă, succes, cu banii stați foarte bine, de aceea vin cu toți. Vă doresc o zi ușoară. Nu știu de răspăt cineva vine cu bani, dar... Nu stați bine? Nu stă bine. Bine, bine în sensul cu plățile făcute de la primărie pe această lucrare. Da. Mai sunt de așa altă lucrare care cu plăți către Civica, în urmare. O succes. Da. Străzi. Avem pe domnul Pidru, domnul Ieleneagă și domnul Vedeleș. Domnul Aurelius la mine în concediu, pentru că ce înseamnă să lucrezi la privat, să ai 300 de concediu. Da? Încă o dată, e dreptul fiecare. Hai să începem cu podul. Care a prezentat firmul de sâmbătă trecută de mine, în sâmbătă. Am impresia, sau așa mi s-a spus și mie, că am oprit ieri acolo și dădeau băieții cu elicopterul, cu finisalul, că sâmbătă sunt doamne asfalt. Vă încadrați? Da, da. O să turnăm sâmbătă stratul final de asfalt pe pod. Deci, în total, o lună și două săptămâni și am închis, practic, lucrările de desubt și deasupra podului tot cu asfalt. O singură operațiune mai rămâne de făcut la acest pod, după ziua de sâmbătă, și anume montarea rosturilor de dilatație, o operațiune sensibilă și la care trebuie să fim foarte atenți, pentru că generează mereu probleme în timpul exploatării ulterioare. Dar sâmbătă vom turna stratul final, vineri, sâmbătă, în funcție și de vreme, vom turna stratul final de... Până să v-ați gândit și ați spus o lună și două săptămâni. Sâmbătă, sperăm să fie așa, ca m-ați amintat la comandament, într-adevăr, să spunem că s-au făcut lucrările cum trebuie, în condiții în care noi inițial am spus că închidem podul cu totul și era o lună de zile. Dacă avem o lună și două săptămâni pentru pod închis parțial, cred că e bine. Ce trebuie spus iar, că odată dat drumul pe două fire, rostul de dilatație înseamnă să tăiem asfaltul. Asta, trebuie spus clar că ce venim vă răspunde că abia au terminat să deja îl taie. Deci acolo unde se mișcă, unde se dilată podul, are acea flexibilitate, se vor monta niște grilare, nu? Da. Sunt 5 fire de rost, 5 linii de rost, a câte 11 metri lineare linia. Se va tăia asfaltul până la... Se va ajunge la structura de rezidență, practic, și se vor ancora un beton rutier performant. Și cred că nu o să fie probleme. Da, înseamnă că era și trafic restricționat, pentru că atunci va fi și trafic nu înseamnă că o să de calvară să ce venim cu totul pentru acest pod, dar odată ce ne finalizăm cu podul, trebuie demarat lucrările efectiv la pasaj. Sigur, vom demara la pasaj imediat ce vom putea da drumul la circulație normală pe pod, vom demara în forță la pasaj, tot așa vom închide un fir complet, vom urca cu, de exemplu, cu 4 bulbe excavatoare și vom încercam, zic eu, într-o săptămână să desfacem o cale a podului și să lucrăm cât mai în forță se poate. Pentru că suntem în scan, când vă apucați de frezat pe Alexandru Ghica? Pe Grigore Alexandru Ghica, undeva... Înseamnă la ieșirea sau intrarea dinspre Rădăuți, trebuie da, să spus clar. De la ieșirea spre Rădăuți, până la pasaj. De joi am promisiune, o să avem o freză de 2 metri lățimii cu care vom începe să frezăm. Este o freză de gabarit mare și din această cauză din nou vor fi restricții și nu restricții să zic așa, dar va fi un pic mai greu cu traficul din cauza că are un gabarit foarte mare. Merge cu 2 metri de frezaj odată. Dar este bine să frezăm strada Grigore Alexandru Ghica înainte să intrăm pe pasaj, deoarece s-ar crea și mai mari blocaje după aia.
Trotuarele din asfalte cernuți? Trotuarele le vom finaliza săptămâna aceasta și cu asfaltul cred că până cel târziu la sfârșitul săptămânii viitoare vom finaliza toate trotuarele pe cernuți. Întrebarea în Burdujeni. Avem fondul la Plemne și la Cozavodă. Când vă apucați de ele? O să... lucrări mai mici, dar totuși sunt importante pentru a finaliza lucrările în zonă. Sunt și ele lucrări proiectare în cadrul acestui proiect. Le vom ataca, cred că după ce vom demara pasajul. Vom demara pasajul, vom desface calea podului, iar apoi, în timp ce lucrez, cum ați văzut, într-o săptămână s-a turnat stratul suport hidroizolației. Începând de astăzi se montează hidroizolația. Vom repeta acești pași și la aceste poduri, de pe strada Plemnii, de pe strada Cozavodă, dar cred că după ce vom desface calea pasajului, ca să avem un lucru foarte important, așa cum am anunțat că am terminat în mare cu covorul asfaltic pe Bulevardul George Enescu, Universității Mărășești, până la cinematograf, mai avem pe câteva străduțe lătoralnice, nu? Mărește. Așa. Foarte, foarte important, trotuarele. Avem trotuarele lăsate cu acele pavele, pentru că noi nu locuim pavelele din trotuarele de Bulevardul George Enescu, și trebuie ridicate puțin și completate. Când vă apucați de treabă? Cred că în jurul săptămânii viitoare, începând cu săptămâna viitoare, de fapt, săptămâna 17-24, o să alocăm echipe care să vină, să zic așa, din stația mobilă înspre catedrală, să aducem la cot acele... Rugăm, deja oamenii au înțeles până acum, ne-au mulțumit până la urmă, sunt banii lor, chiar dacă spun de europenii, pentru aceste lucrări de asfaltare, dar trebuie să avem grijă de trotuare. Exact. Semnele am văzut că sunt montate de circulație. Important e că odată ce ne apucăm în săptămâna, începând cu 17 de luni cealaltă pentru aceste lucrări de ridicare a pavajului și de completare până la urmă acolo nu sunt probleme, să facem și rapid. Mai sunt 3 luni și jumătate din an. Nu știu, vor fi, dumneavoastră trebuie finalizate aceste lucrări și se adună. Ușor, ușor rămân restanțe pe aici, pe acolo, nu vă încadrați. Un lucru care l-am spus și nu l-ați luat în serios, aveți de înierbat gazon, acele scoaruri, acele porțiuni între trotuar și drum. Dacă mergeți acolo și vedeți cum arată cu acele bălării crescute și vă place, atunci înseamnă că eu sunt nemulțumit. Degeaba. Deci, aveți un proiect de făcut. Mergeți și vedeți cum au lucrat cei la direcția domeniului public, ai primăriei, cu fondul lor, cu iarbă și cu cum se udă și arată, că decât pe bulevardul principal, nu avem gazon de fotbal, dar avem gazon. Dar dumneavoastră, atât pe universități, cât și pe George Enescu, sunt buruiene crescute. Buruiene arată așa ca un fel de Sahara, mai este cald acum, frumos, și mergi pe drum și vezi asfalt nou, stânga-dreapta, cu buruiene crescute în acel spațiu. Rugămintea, luați, semănați, nu vă spune procedura care trebuie făcută, odată, în așa fel încât să avem un gazon cât de cât. Deja trebuie și tuns o parte cât e de mare. Nu luați în glumă, nu luați în... pentru că chiar dacă sunteți constructor, un constructor înseamnă și cum lasă la urmă și cum e proiectul. Dacă ați făcut asfaltul și trotuar, nu înseamnă că trebuie să lăsăm acel pământ cu buruieni. Vom încerca până la sfârșitul lunii august să remediem acest lucru. Asta trebuie făcut, domnule. Vom face până la sfârșitul lunii august, vom remedia acest aspect. Ați spus-o ușor, dar ați terminat aici în zonă cu lucrările mari, de aceea cred că doi oameni cu substanțele necesare de buruiene, de total, de frunză lată, nu mă pricep nici eu acest lucru, trebuie să facă. Vă punem, dacă e nevoie, și informațiile de la primărie, dar repet, e treaba dumneavoastră să o faceți și să o dați să crească gazonul zonă. Cam atât cu dumneavoastră, încă o dată. Terminăm, sperăm, sâmbătă podul și să lucrăm la pasaj cum trebuie. Ridicați trotuarele sau pregătiți echipele pentru ridicat pavajul pe acele trotuare. Semnele de circulație am văzut că sunt puse, am trecut chiar pe bulevard acum. Poliția locală era acolo da. Și vă spun că până în stație la Cucubeu am circulat pe două benzi fără nicio problemă, că acolo am văzut așa de poliție. Ușor, ușor, oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să parcheze cum trebuie, dar dumneavoastră să finalizați aceste lucrări. Haideți să vedem un gazon pe acel spațiu verde și dacă arată gazon, nu-i nimeni de neînțeles și spunem că vrem chiar ca pe stadionul
are informații. Da? Vă doresc o zi ușoară, la fel și orice doresc că se poate. Da, vă spun bună dimineața și dumneavoastră celor de presă. Așa cum ați văzut dumneavoastră, comandamentul săptămânal la primăriei municipiului Suceava. Lucrările sunt cât de cât în grafic. Ne bucură faptul că am apucat să vorbim de spații verzi, ceea ce înseamnă că s-au făcut aceste lucrări pe Bulevardul George Enescu, pe universității, și ușor scăpăm de construcții, urmând a se face mai mult peisagistică pentru acest lucru. Am vorbit de ridicarea trotuarelor, un lucru cerut deja de suceveni, pentru că pe lângă traficul cu mașină, avem și trafic pietonal în municipiul Suceava. Semnele s-au montat, semnele noi de circulație, Sucevenii trebuie să le respecte. La pasaj, la pod, în primul rând, vestea bună, cu ghilimele de rigoare, pentru că, așa cum știți, dumneavoastră au spus undeva la jumătatea lunii august să-l redea în funcțiune reabilitat. Ei spun că sâmbătă vor finaliza și vom avea podul deschis pe ambele sensuri, urmând a se încadra pentru pasaj cu lucrări efective, pentru că, repet, mai sunt 3 luni și jumătate din acest an și odată ce intrăm, trecem de jumătatea lui septembrie, începutul lui octombrie, nu vom mai avea numai vreme bună. La liceu, cele două licee, ați văzut să lucrează. Dacă la un comandament spun că se încadrează la 15 septembrie, cei de la liceul Ștefan cel Mare au spus acum că au emoții și nu cred că se vor încadra. Vom mai merge mai mult pe teren, îi ajutăm de la spate să finalizeze în așa fel încât elevii care încep anul școlar să nu înceapă într-un șantier în lucru printre molozi și mizerie. La liceul sportiv, e important suprafața de joc care a fost comandată, să vedem și datele tehnice și când va fi livrată, în așa fel încât întâi să se monteze pe terenul de handbal din incinta complexului, urmând ulterior pentru terenul mare de fotbal, ca tot așa același scop este să nu încurcăm începutul anului școlar și elevii care au ore acolo. Cei de la Pfeiffer, ați văzut dumneavoastră, au străzi care nu le-au început încă, le-au trecut în grafic în urma ultimei discuții cu noi, dar trebuie să mărească și dumnealor ritmul în așa fel încât să încadreze la 30 septembrie 2015. Noi, din punctul meu de vedere, nici nu i-aș mai chema la comandament, pentru că se pare că discutăm, dar e bine ca aceste comandamente să fie făcute pentru a spune sucevenilor termenele care le dau dumnealor și, bineînțeles, ce măsuri coercitive și amenzi vom aplica noi. Au 3 intervenții pe strada Gheorghe Doja pentru 3 branșamente care nu au fost făcute și s-a spus clar, în cazul în care până mâine nu vor reface strada la forma inițială, pentru fiecare branșament, fiecare intervenție, amendă de 5.000 de lei, în mare 15.000 de lei promiși până mâine. Ați văzut dumneavoastră, ei au plusat și au spus că termină astăzi. Să dea Dumnezeu să termine astăzi, în așa fel încât disconfortul să nu fie foarte mare în zonă. Bun, vă mulțumesc. Ați văzut comandamentul, ați văzut declarațiile viceprimarului Lucian Harșovski, cel care îndeplinește și funcția de primar în această perioadă, cât primarul Sucevei în lungul se află în concediu. Revenind, din câte am înțeles, primarul Ion Lungu este în concediu în România. Așa am dar poate să mai stea, poate să mai stea în concediu, că deci până ce reușește să relaxeze foarte bine. Pentru că am muncit foarte mult în ultima perioadă, pot să stea în concediu, că l-am văzut pe domnul Harșovski extrem, extrem de conectat la toate. De acord, conectat, dar eu ai văzut și la conducte, un pic și se conecta și la conducte dacă era nevoie. eu l-am văzut un pic obosit, era de acum, cred că funcția asta e prima, nu e ușoară. Nu, hai să asta sigur, prezintă și un flător îndemnări. În mod clar, nu este nimic ușor, dar domnul Harșovski, mai un pic și spunem că este domnul Lungu în tinerei. Da, adevărul este că a preluat din... pe Drasceven. Da,
Deci... Ticurile sunt primele. Primele preluate. Și după aia mărimea frigiderului. Nu știu, acolo cu frigiderul depinde de toleranța la, la asemenea fiecare individ. Deci nu... Că, doamne, depinde când și-a schimbat ultima oară bucșele. Da. Of, of. Râdem. Altceva ce putem să facem, facem și noi haz de necaz ca să nu... Uite, până să dau că am una de la, de la Rădăuți, consider specialist în probleme rădăuțene. Mulțumesc, da? Sper că am voie, da? Da. Mulțumesc. Da, înainte de a ajunge la asta cu municipiul Rădăuți și cu o altă chestie tot care e legată strâns de Rădăuți, să spunem că pentru prima dată după 10 de ani în Suceava au apărut ploșnițe în locuințe. Eu aș mai spune următorul lucru. Bun, asta cu ploșnițele în locuințe, nu știu cum să o cataloghez, de ce, și important este că există metode și soluții să scăpăm de ele. Dar mă uitam, am fost sâmbătă la Gura Humorului, am zis să ne răcorim puțin. Așa. Nu la strand, că am înțeles că era crimă cât de plin era acolo înăuntru. Dar am zis, o plimbare cu telescaunul, mai nu, oricum răcoarea e de munte e altceva. Și am ajuns la Gura Humorului, totul foarte fain și foarte frumos. În schimb, pe fiii mei l-au și pocnit două viespe. Foarte multe albine, mă uitam, deci nu era nicio floare pe nicăieri. Căldura asta le-a zăpăcit și pe astea. Foarte multe viespe albine și foarte agresive, adică trăgeau la... Nu știu la ce, dar... Și am prins dubinic, două albine am prins duminică. Da. Dar la fel, cu tot tacâmul, mai puțin umflăturile, pentru că am avut specialistul lângă mine care m-a rezolvat destul de repede pe tema asta. Tot căldura se pare că... Le zăpăcești. Dar spune ce ți-a problemă. Făcut. Un țepat, frumos, un alt. Bun, alpă... de un țepat. Albine? Albine cu ac lăsat, cu tot ce... Bă, dar asta e fain că albina știu că... Da, nu erau vespi, în zona în care am fost eu, da. Nu erau vespi, erau albine, foarte mult albine. Dar asta este. Dacă vrei. Ce a făcut? Relația cu... a făcut respirație gură la gură, ce? Nu, am găsit congelator am găsit ceva gheață din congelator, pus imediat gheață în zona aia și s-a terminat. De ce asta e? Rece, așa gheață sau rece? Eu. Dacă nu o lamă, dacă de, sunteți la munte. Două? Două am prins, și una frunte. Dar cea din frunte. Cred că fiii mei tot două, știi, și la una tatăl era din grupul nostru, numai pe mine, adică. Eram descurc la un moment dat, vreau să umblu cu picioarele prin iarbă descurc și am prins-o, eu am fost agresorul în situația dată, pentru că am călcat pe ea. Și am luat una în talpă și a doua, la fel, băzia pe undeva în zona capului și am prins-o eu, pe frunte, la fel, da. Lăsat atacul și plecat mai departe. Dar nu, e ok. Dacă sunteți la munte și aveți un cuțit sau ceva metalic în apă rece, frumos, un pic rece și nu da, se da. Important este să nu fiți să aveți toleranță la da, să nu fiți alergic, să nu, dacă să... alergici pot avea probleme de umfli. De umfli și doamne fere. Doamne fere ce se pot întâmpla. Da, există și pentru asta tratamente, da, trebuie de ajuns la unitate spitalicească. Cât mai repede. Într-adevăr a fost foarte cald și pentru insecte a fost destul de greu. Și cred că de asta și ploșnițele au apărut prin locuință. Da. Adică trebuie să fie o explicație cât de cât logică din perspectiva asta. Bun. Municipiul Rădăuți nu își poate ridica banii de la rectificarea bugetară pentru că nu are Consiliul Local. N-are nici primar, n-are nica. Intră la capitolul nepăsare guvernamentală. Bun. Eu am spus-o de fiecare dată și o repet de la acest microfon. Rădăuțiu este singurul oraș din România căruia actualul guvern i-a refuzat dreptul de a-și alege reprezentanții. A fost o perioadă de o lună și ceva în care la Rădăuți se putea organiza alegeri parțiale în termen legal, conform legii. S-a depășit această etapă, este clar, până la anul viitor, Rădăuți nu va avea Consiliul Local și dacă va cu Consiliul Local care să genereze un viceprimar și așa mai departe. Cât la primar este cu totul altă discuție. Dar la Consiliul Local lucrurile se puteau rezolva de atunci. Acum, chiar de aici, noi cei la săptămânalul am spus de momentul în care s-au prezentat cifrele la rectificarea bugetară, Rădăuți nu poate beneficia de absolut niciun ban pentru că nu are cine să rectifice bugetul. Atributul este doar atributul Consiliului Local, rectificarea bugetului local. Neavând Consiliul Local, end of story. Așa, puteți să le spuneți că le dați rădăuținilor oricâți bani. Pentru că tot glumiți. Mai, deci, mai acum ar fi șansa să spuneți dăm toți banii din lume la Rădăuți.
Asta este, nicio problemă. Este o problemă, este o problemă extrem de mare. Sper să se rezolve, așa cum spuneam și ieri, aici problema certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire. Pentru că, dincolo de partea birocratică, foarte mulți oameni au avut mult de suferit în această vară, pentru că erau de la un gard, nu-ți poți strica, dărâma un gard, nu poți repara un gard fără această autorizație, nu-ți poți monta o centrală în apartament fără acest certificat de urbanism, nu poți face absolut nimic, nu mai vorbim de marile investiții mari. Sunt tot felul de agenți privați care îmi spuneau că aveau pregătită documentația pentru a construi ceva, aș extinde o construcție ca să-și mărească business-ul sau ceva de genul ăsta și au fost cu toții blocați. Ceea ce am observat, o anumită reținere din partea celor care ar fi putut forța la un moment dat legea, în sensul că dacă primarul este singurul care poate autoriza, tot primarul este cel care semnează și amenzile și sancțiunile. Și la un moment dat chiar era o discuție dacă s-ar fi forțat în această zonă și s-ar fi început construcții ilegale. Cam cum cei care și-au depus documentația au așteptat termenul de 30 de zile și nu au primit niciun răspuns. La un moment dat se punea problema dacă și aprobarea tacită este o soluție. Am înțeles că juriștii și de la prefectură și la Consiliul Județean au spus că nu este o soluție. Și acum așteptăm să vedem dacă într-adevăr Consiliul Județean poate prelua acest serviciu și dacă se poate întâmpla ceva în zona asta, măcar oamenii se poate construi ceva. Cât despre buget și despre alte investiții acolo, s-a terminat. Deci Rădăuțiu sub nicio formă până la alegerile de anul viitor nu are absolut nicio șansă legală. Nu există posibilitatea să fie preluat cumva și aceste atribuții tot de Consiliul Județean cum se încearcă din perspectiva asta? Adică o scăpare în lege, o virguliță? Nu e absolut și nici nu mai încerc după povestea cu secretarul când au fost atâtea aplauze că s-a dat o ordonanță de urgență prin care Rădăuțiului s-a numit un secretar. Când la fel există condiții legale, organizează concurs și a dus legal un secretar. Ca și la inspectoratul școlar județean Suceava și la Rădăuți, tipul care a picat examenul organizat de Agenția Funcționarilor Publici este numit de prefect secretar la Rădăuți. Deci asistăm la niște situații de genul ăsta care nu au absolut nicio legătură cu problemele adevărate ale Rădăuților, cu problemele reale dintr-o comunitate. Ci o dorință de asta de a prelua și de a avea o putere care, în final, la ce folosește? Cui folosește? Dar asistăm la un Rădăuț în momentul de față care involuează în mod clar, dar dincolo de faptul că nu pot fi efectuate lucrări de menținere, da? Lucrări simple pentru orice, normale pentru orice localitate. Normale, exact. Vor începe să apară problemele cu iluminatul public, cu întreținerea spațiilor verzi și așa mai departe. Urmează perioada de iarnă în care vor trebui... E totuși ca o casă nelocuită, da, nu? Deși ea e locuită, dar stăpânul parcă locuită, n-ar fi dar acolo. Fără stăpân. Da, stăpânul nu e acolo să mai schimbe un bec în seară, să oprească robinetul când pleacă de acasă. Iar singura soluție, repet, singura soluție care, într-adevăr, a fost, dar a ratat-o guvernul Ponta, a fost aceea de a organiza alegeri. Este singura soluție legitimă, normală într-o democrație. Dar spune-mi, te rog frumos, în momentul de față, primarul ales, Aurel Olărean, nu poate fi pus înapoi în funcție? Nu. Care? Nu? Nu. Pentru că restricțiile pe care le-a impus prin hotărâre judecătorească Curtea de Apel Cluj în momentul în care l-a lăsat acasă sub control judiciar nu sunt compatibile cu funcția de primar. Am înțeles. Deci de acolo îi se trage, n-are cum să se întoarcă acolo. Știu că sunt tot felul de încercări juridice de a se lămuri această problemă. Inclusiv instanța de la Cluj a fost întrebată chestionată pe această temă. Aurel Olărean, în momentul de față, este cercetat și judecat pentru fapte care au legătură cu serviciu. Faptele cele mai grave pentru care, sau fapte pentru care este judecat, au legătură cu angajații primăriei și cu actele din primărie. De altfel, el făcea parte din dosar, era cercetat în dosar și a fost reținut pentru că a încercat, așa spuneau procurorii, a încercat să denatureze probe. El, în momentul în care a încercat să modifice o hotărâre de Consiliu în favoarea lui, care l-ar fi ajutat acolo, procurorii au considerat că vrea să modifice probe. Ori prezența dumnealui în primărie, în această situație, este considerată și de judecători, observăm, incompatibilă.
cu calitatea, e periculoasă pentru da. Calitatea dumnealui, calitatea procesuală. Da, eu văd acum câți cine are de pierdut. Cine are de câștigat din toată ecuația asta? Toți cei care știu să pescuiască în ape tulburi. Toți. Și câștigă și vor câștiga foarte mulți. Gândiți-vă că la Redouți, în momentul de față, că ajungem din nou la domnul Groza, vreo 24 de milioane de euro se cheltuie, spun, nu se investesc. Se cheltuie în rețelele de apă și canalizare. Nu verifică nimeni. Tocmai am asistat la un comandament al primăriei Suceava în care oamenii care fac diverse lucrări erau întrebați și dumneavoastră ce faceți acolo, când terminați, cum faceți. Ei la Redouți nimeni îi întreabă nimeni. Ei fac tot ce vor, cum vor, cheltuie bani. Am mai spus-o și aici. La Redos nu avem de-a face cu o investiție în infrastructură, cu o cheltuială în infrastructură. Nimeni nu se gândește la cum va fi folosită acea rețea, ci cum cheltuim banii ăștia pentru această rețea. Este primul lucru care îmi vine în gând în momentul de față. Dar apoi, absolut pe orice domeniu, toți cei care știu să pescuiască în ape tulburi au foarte mult de câștigat, le convine această situație. Pentru că nu mai trebuie să dai explicații. Cheltuie și nu mai dau explicații. Gândiți-vă că la Rădăuți... Construiesc și nu dau explicații. Gândiți-vă că la Rădăuți s-au cheltuit cel mai mulți bani din județ vara asta, da, pentru organizarea zilelor municipiului. La Rădăuți a fost adusă trupa holograf, cea mai scumpă trupă care putea să vină aici. Da, a mai fost și la Fălticeni după, în alt context. Deci oameni care s-au trezit că au la dispoziție niște bugete aprobate de Consiliul Local înainte de a fi dizolvate, care în mod normal aveau un filtru și un control al Consiliului Local. Un filtru și un control, dacă doriți, al societății prin prisma responsabilității pe care oamenii aleg și față de cei care îi aleg. Și spuneam și în legătură cu holograful și cu zilele municipiului, dacă Olărean, așa cum este el în situația asta, venea și spunea, eu mă asum politic, responsabilitatea aducerii trupei Horogra și a cheltuirii unei sume imense de bani pentru Rădăuți. Și spun, Rădăuțiu merită mai mult decât banii ăștia. Dar mă asum eu, cel care vin din 4 în 4 ani în fața dumneavoastră și dau socoteală pentru ceea ce fac. Era ok. Dar în momentul în care tu funcționar, care te plângeai cu 2 săptămâni că nu ți-ai luat salariul din cauza situației, ajungi să ai la dispoziție un buget imens fără să dai socoteală nimănui. Și singura ta preocupare este aceea de a cheltui, nu de a face o acțiune. Și cum cheltuim banii? Repet, ca și, și în situația cu rețeaua de apă și canal. Toată preocuparea lor e cum să cheltuim banii din investiție, nu cum facem o lucrare bună. Aici apare. Deci nu mai există responsabilitatea dată de votul cetățeanului. Că e altceva când vine, așa Olărean, cum este, el răspunde pentru faptele lui. Dar omul ăsta a fost ales de peste 50% din populația cu drept de vot din Rădăuți. Omul ăsta, față de acești oameni, avea o responsabilitate. Dar și în fața legii acum, este altceva, el răspunde pentru ce a făcut. Dar nu poți să spui tu, funcționar, că ți-asumi decizia politică în final și a luat o decizie politică, n-a avut de ales. Dar avem un buget pentru zilele municipiului. Păi de 10.000 de euro la Suceava. Primarul Lungu a dus vreo 4 sau 5 trupe care de banii ăștia. A făcut o spectacol poate cu banii ăștia. Pe când la noi am avut o singură seară holograf. Au mai fost și alții, deci nu numai... Da. Da, și nu numai 10.000 de euro a costat holograful pentru 10... Am înțeles. Deci, Florine, e clar. Ție nu-ți place holograful? Dar... Îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult. Holograful a mai fost la Rădăuți. Nu e asta problema. A fost și Boniem la un moment dat. Boniem a fost aștept... Nu, Boniem. Au fost așteptați. Ok, nu de alta încercam. Dar și pentru asta Olărean. Nu, încercam cumva okay. Să te întrerup, da. Să te prind, pentru okay. Că solicită băieții publicitatea și, da. Și mai am una cu un bucovinean adevărat de la Rădăuți, domnul Arcadi Plamadă, care a cumpărat și magazinul Bucovina din Suceava. Publicitate, revenim. Totul pentru casa ta. Da, ia să vedem noi. 4 minuțele mai avem doar la dispoziție și din monitorul din obiectiv de Suceava de astăzi aflăm că magazinul Bucovina a fost cumpărat de afaceristul Rădăuțean, vezi, tot la tine acolo, Rădăuțiu, Arcadie Plămadă. Altex a decis să vândă perla coroanei din mijlocul Sucevei, magazinul Bucovina, afaceristul Rădăuțean Arcadie Plămadă, afaceristului, da? Acesta este de mai mulți ani patron al magazinului general și al majorității spațiilor comerciale din municipiul Rădăuți. Mică paranteză, spun eu, la un moment dat căutam pentru niște prieteni o locație în Rădăuți. Ei, oriunde vedeam ceva, domne, cu ce? Dați telefon, domnul Arcadie Plămadă. Deci, oriunde, tot ce era centrul Rădăuțiului, și nu mai încep să cred,
deținut de Arcadia Plămadă. Păi ușor, ușor, dacă o să căutați în spațiu și în Suceava, pe dacă merge în ritmul ăsta, de telefon. E o problemă. Și taman ce vorbisem cu viceprimarul Suceve și am înțeles că parcarea aia din față e a primăriei. Să vedem dacă o să mai fie. Dacă nu au acte pe acei de la primărie, ar trebui să-și caute repede. Să le facă foarte, dacă nu sunt în regulă, da. Ce e de povestit aici? Vorbim doar despre un business privat. Foarte mult nu e treaba noastră să povestim. În sensul că, în mod clar, avem de-a face cu o vânzare clasică. Înțeleg că dacă s-a făcut într-adevăr tranzacția, era obligatoriu și avizul celor de la oficiul concurenței. Sunt niște demersuri care trebuie făcute de fiecare dată în asemenea situații. Dacă într-adevăr erau probleme, dacă aveau probleme proprietare în administrare și au găsit o soluție la Rădăuți, atât mai bine, înseamnă că toată lumea a fost fericită. Știți, da. Aveam un amic la un moment dat în Rădăuți care îmi spunea că cea mai bună afacere e cea în care unul e fericit, unul râde și celălalt câștigă bani. Nu știu care, în ce poziție este, dar în mod clar domnul Arcadie Plămadă are o experiență foarte mare în administrarea unor asemenea spații. Să nu uităm că și la Rădăuți magazinul sau parte din magazin general este administrat de dumnealui. Este plin tot timpul. Nu știu. La urmă este un business privat. Da, singurul semn de întrebare din punctul meu de vedere este, adică nu contez dreptul la proprietate și așa mai departe, Doamne fere, departe de mine gândul ăsta, dar constatăm că unii oameni reușesc să strângă foarte mult în... E și principiul ăsta până la urmă, că banul la ban trage, dar câteva semne de întrebare tot se ridică. Și semne uite, apropo de semne de întrebare, acolo era, prima pagină, dacă suntem averele la control. 14, monitorul de Suceava de astăzi, 14 suceveni cu risc fiscal ridicat sunt cercetați deja de ANAF. Curios sau nu, Suceava este în topul acestor verificări, mai multe cazuri fiind doar în București și Ilfov. Da, ieri citam și eu. Ilfov era și București, de fapt. Da. Fluxul Mediafax, da. Sau fluxul de știri. Da. Citeam eu frumos. București, Ilfov, ha-ha-ha-ha-ha-ha. Că maneliște, așteptam Guță, Luță și toți ăștia care sunt acolo. Salam, am văzut, bă, salam, 5.000 de euro, mă, deci cât holograful. Nu holograf are 10, cât, da? Cât jumătate din holograf, jumătate. Da? Dacă e nevoie, vine și cu ei. Sau cât doi, doi da. Salam de... Da. Ok, și când colo mă uit, pac, locul 2, 14 cazuri, Suceava. Da, eu am încercat în momentul în care am citit, am văzut și eu cifra asta, am încercat să fac, nu mi-a ieșit, nu știu, chiar da. sunt curios la un moment dat, chiar să aflu nume, pentru că de fiecare dată cu virgulă, ori mi-e prea mulți dacă mă gândesc la unele repere, ori prea puțin dacă iau în considerare alte repere, nu știu, chiar aștept lămurire în acest moment, pentru că este ușor să vii cu cifre, să spui așa 14, 20, 100, 200. Da, da. Chiar sunt curios care... Patron bogat, firmă săracă, una din categoriile vizate de cercetările ANAF. Sunt cele patru criterii care au stat la baza acestor verificări. Da, sunt perfect de acord ca toți cei care au obținut în mod ilegal venituri, bani, să fie... să dea socoteală în final, nu știu. Am văzut, spuneau ieri, un lucru foarte clar și înclin să dau dreptate... În Irlanda, cică, în anii 80 s-a produs tot o chestie genul ăsta. Întâi au procedat la o amnistie fiscală. Eu nu sunt de acord cu amnistia fiscală, dar explicau niște specialiști, domne, discutând de o amnistie fiscală, până la urmă aceste controle au avut și un efect pozitiv, adică în scurt timp s-a primenit piața și lucrurile au început să funcționeze. Pe sistem hey rup, adică hai să arătăm câteva victime, s-a procedat în Italia și în Grecia și în Turcia, pardon. Rezultatele au fost nasoale, adică rezultatul nu a fost absolut deloc cel scontat. Cu alte cuvinte, nu s-a rezolvat problema. Da, probabil încât... o amnistie pe care mulți o clamează, inclusiv în România, ar scoate la suprafață aceste sume. În sensul că le-ar putea aduce în economia reală acești bani, ar putea intra, ar putea fi un motor de dezvoltare. Albiți, să fie curat, da. La momentul în care spune, nu mă interesează cum l-ai făcut de astăzi, dar de mâine, dacă te-am prins, te-am ras. Mulți sunt cei care probabil așteaptă astfel, dar odată cu cei 14
suceveni sau din județul Suceava care sunt verificați. Eu aștept acțiuni din partea reprezentanților statului și pentru a recupera prejudiciile create de cei care, în funcții publice fiind, au creat că prejudicii. De aici pleacă marea problemă. Okay. Am epuizat timpul pentru emisiune, mai spun doar două lucruri și anume Gabriel Bulandra la CSM Vatra Dornei a luat aur la naționalele de alergare montană, ne anunță Crainoul de astăzi și asta dovedește încă o dată că ce face Cristi Prusneac acolo la Vatra Dornei, într-adevăr, adică nu mai stă într-un singur sportiv, deja din ce în ce mai mulți îi scoate pe bandă rulantă. Apropo de arierate, finanțele publice intensifică eforturile de recuperare a arieratelor mari și recente, mai spune Crainoul de astăzi. Iarăși foarte interesant, în Monitorul de Suceava aflăm că Olimpicii României la astronomie și astrofizică vor fi pregătiți la Suceava, dar și că, supărat foarte, Nicolae Golcea, șeful AJVPS, se consideră defăimat de Monitorul, nu aduce argumente, în schimb îi dă în judecată, ceea ce consideră colegii noștri la Monitorul că este o variantă de intimidare. O să urmărim îndeaproape subiectul și promit că o să-l și dezbatem un pic mai pe larg, însă într-o altă emisiune. Florine, mulțumesc mult pentru prezența în această dimineață. Doamne ajută! Revedem! O zi excelentă vă doresc și eu, până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.